Se spune că a fost odată, ca niciodată, un morar. Și mai spune povestea că avea morarul trei fete. Frumoase, frumoase, una mai mândră și mai chipeșă decât cealaltă. Ei, dar se vede treaba că frumusețea celor mari nu era pe potriva vredniciei lor. Cât de despre cea mică, dar mai bine să ne pornim cu firul poveștii la drum. Bucură-te, surioară, că dincolo de pod, în marginea cetății, s-au încins iar muzica și danțul. Da? Curând începe să sosească fete și flăcăi ca totdeauna. Așa că ce mai stai? Dar tu ce cusurai? Nu vii și tu, Marizia? Că de? Cine știe? Poate mai poposesc acolo și niscai negustor, după cum e obiceiul, cu mărgele colorate și tulpănașe, cum îți plac ție. N-aș zice, ba, să vină și niscai flăcăi mândri să ne ia la dansa. Vorba e, gata ești, dragă Crizia. Mai întrebi, vezi bine că sunt. Dar pasărea-i făcută pentru ca să zboare, iar eu numai să zbur dâncând și învârtejul danțului. Ei, Crizia! Marizia! Da? Gata, nu sunteți cuvânturată sacilor cu făină? Mama, să vezi. Mama, știi... Sigur, îmi pusesem nădejdea în ajutorul vostru și când colo voi, v-ați gătit să o ștergeți la dans. Treaba e asta, hai. Hai. Lasă, mamă, lasă. Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă și am să vântur eu cei 99 de saci dați în seamă de tătuca. Până mâine dimineață îi dau gata. Vezi, mamă, le potrivește inima noastră pe toate cum e mai bine. Așa că, așa că am plecat, mamă, ne-am dus, mamă. Cu bine, mamă. Cu bine, fetelor. Cu bine, Irina. Pe neprins de veste, au trecut zilele verii și a sosit toamna cu ploi reci și vânt. Ce vreme căinoasă! Azi parcă-i mai frica niciodată. Și ploaia asta înghețată nu miroase a bine. Aduce la noapte zăpadă. Hai, scoateți de grabă pelerina și ciubotele omului. Da. Cine-o fi? Cine? Ei, cine bate? Cercetoare? Sau poate o vrăjitoare? Omul a pădurii? Ba nu, ba nu, e o bătrânică. Mă duc să-i deschid. Nu te duce, Irina. Fie milă și pomană de o bătrână sărmană și fără putere. Biata de ea, ce slabă, ce rebegită de frig. Nu lasă. Eu mă duc la pot să aduc ceva, să o spătăm. Așa, așa, du-te. Așa. Hei, Crizia, Marizia, ce stați? Hai să o așezăm pe laviță după cuptor. Eu? Ha? Cum eu? Pe o vrăjitoare? Pe o zgripțuroaică? Fetelor, tăceți, nu mai vorbiți așa. Hai, bunicuță, hai. Ușurel, ușurel. Stai să-ți costrai leul de mai întâi. Așa. Așează-te aici. Să trăiești. Să trăiești, fata mea. E aproape leșinat. Lasă, mamă, o zdrăvenim noi. Bunicuță, da. Ia că le aduc am dată cana asta cu lapte de capră. Mulțumesc. Bunicuță, vrei să dormi? Dar așa e că nu ești o vrăjitoare. Vrăjitoare? Nu. Ce bine. Știi, cunosc un basm cu o vrăjitoare. Lasă, am să ți-l spun și dumitale mâine pe de-a întregul. Da, bunicuțo? Adorm. Biata bătrânica. Nevastă. Nevastă, am adus. A adormit bătrâna. Să n-o trezim. Mamă! Mamă! Mamă, uite ce-am găsit în... Ce o zgrițuroaice? Ce? O carte! Scăpați-i jos! O carte? Închipuiți-vă! Ce-o fi scriind în ea? Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tu, tătuțule. Când s-o trezi, am să pun să-mi citească și mie din ea. Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine minunata taina slovelor. Și bătrânica a rămas în casa morarului toată iarna cât au bântuit viscolile și gerurile. Dar într-o bună zi, iarna s-a călătorit și primăvara i-a luat locul.
fetele, mami. Da, fetele. Da, fii frumoasă. Ia, ia strângeți-vă colea în jurul meu. Da, mătrânico. Așa, tu, Crizia. Da. Și Marizia. Da. Ia, spuneți voi, babi, de ce nu vreți să deprindeți scrisul și cititul? Hm? Că uite, poate că într-o zi o să vă prindă bine, mai știi? Că nu te aștepți. Iată, Irina v-a luat-o înainte, ea știe. Pe când voi de asta iarnă până acum n-ați deprins decât 4 litri. Mai vrem, da? Da. Bine, bine, bine. Hai, 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 stați colea, așa, și hai să începem. Știi, bunicuță, de fapt, mi-am adus aminte că azi tocmai este gata rochea mea cea nouă la cusătoreasă. Mare. Mă duc să o iau. Am plecat. Dar tu, Crizia, sigur, sigur. A început iar muzica, dansul. Mă duc numai puțin prin târg să văd ce se mai întâmplă și mă întorc. Diseară? Crizia! Ah, ce mai surore am. Lasă, lasă, fata, babi. Cel puțin tu. Că ele poate într-o zi se vor căi, că n-au deprins să citească din cărți. Și astfel, dragii mei, își petreceau vremea cele 3 fete ale moralului. Altul nu mai știi? Dacă îmi place mie? Ei, și cu tine acum, Marizia. Lasă, dă-i pace, că și mie doar îmi place. Așa? E, atunci să mă mândresc și eu cu ceva. Vai, Marizia, ce frumoasă rochie ai. Poate ai fi o prințesă. Chiar? De fapt, știți ce mai lipsește? Ce? Să vă spun eu, un șirac de pietre scumpe asta. Da, poate fi că vreun făt frumos și îmi dăruiește unul. Mai știi? Hai la mărge! Hai la păsări și inele pentru petinerele frumșele! Făt frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță parcă ți-a ghicit gândul serioare. Hei, negustorule! Negustorule, ia fă-te încoace să vedem ce lucruri ai. Căsărioara mea cea mai mare vrea să-și aleagă niscai gătei din lădița pe părți la sunare. Aș fi nespus de bucuros să vând ceva unor asemenea frumoase domnițe. Ia poftiți, poftiți, poftiți și alegeți. Mărgele, oglinjare, cercei și patisciare, miresme, sulimanuri, brățări și talismane. Poftiți, 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 poftiți. Ce minune ne fie! Să iau brățara asta, și da. Și ragul acesta de mărgăritare. Vai, ce minunate sunt. Uite, am să iau și 7 cozi de tafta roșii. Și condurii de catifea cu flori de aur pe ei. Cât de frumos când te iau. Ce minunat colier ce are Marizia. Să le porți cu plăcere, domniță. Și cât spui că mă costă totul? Domniță, o nimica toată. Un bănuț de aramă numai. Asta e totul. Dar am și eu o dorință. Da, să aud. Acum la plecare, însoțiți-mă până la răscruce. Nu prea cunosc drumul, așa că... Bucuroasă, bucuroasă, cum să nu? Fetelor, mă întorc îndată. Iată-ne ajuns și negustorul aproape de răscruce. Da. Acum umblă sănătos și treburi bune. Îți mulțumesc, domniță, pentru osteneala ta. Iată, primește, te rog, din partea mea acest măr de aur. Un măr de aur? Cât e de minunat! Mulțumesc! Ei, dar de ce ați vrut pe jos? Se rostogolește, fuge pe drum, aleargă! Stai, stai! Am ajuns înaintea ta, păcuși, domniță, ca să te întâmpin. Nădăjduiesc că n-ai pățit nimic rău, nu-i așa? Domniță cu ochii ca cea mai frumoasă noapte. Precum vezi, nu sunt negustor, ci cel mai temut vrăjitor de pe tărâmurile sub pământene. Te-am adus aici ca să-mi fii soție. Și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate.
Ești înfricoșător. Privește-ți chipul în cleștarul de acolo. Ești lung și uscat. Barba ție de țap, urechile de liliac. Nasul ție turchit ca o ciupercă. Nu, nu voi fi soția ta. Asta o mai vedeam noi, domniță. Deocamdată privește toate minunățile din jurul tău. Ia tacuri, cămări, săl de marmură și aur. Peste tot ai voie să te plimbi. Numai colo, în vârful turnului acela, n-ai ce căuta, înțeles, mai? Altfel, cumplită pedeapsă te așteaptă. Bine, bine fie. Și acum, du-te, du-te, pocitanie. M-am dus, m-am dus. Rămasă singură, Marizia a început să cutreiere toate încăperile sub pământenii. Un singur loc a rămas necercetat. Mai știi minunea? Poate colo în turn. Ah, ce-ar fi? Ce-ar fi să afli un făt frumos în temnița de căcăună? L-aș ajuta să iasă și-am fugit împreună. Încă puțin. Câteva trepte și ajung în vârf. Ce-o fi înăuntru? Ce-o fi? O, cum îmi bate inima. O ușiță. Oh, o încăpere plină de colibii de aur. Iar în colibii păsările. Ce ciudat însă. Toate colibiile sunt fericate cu lăcate și nicio pasăre nu ciripește. Toate, toate stau triste, abătute. Hei, păsărelelor, dragi păsărele, de ce sunteți așa de triste? De ce nu înfermecați măcar voi sufletul îndurerat cu ciripitul vostru? Iată și acolo pe masă o carte. O carte? Nu cumva întrânsă ori fi ascunse anumite taine? Să-l pași, să ies cât mai repede de aici! Așadar, tot ai pătruns în turn, așa-i? Nu, nu. Nu? Atunci, arată mărul de aur. Uite. Ia, este plin de pete. Semn că mi-ai călcat cuvântul. Pedeapsa te așteaptă-i aceasta să te prefaci în pasăre. Așa. Așa. Acum poftim în colivia asta de aur. N-ai să mai ieși niciodată de aici. Înțeles, mai? N-a trecut mult de la această întâmplare și iată că într-o zi, mai penserat, prin fața morii se ivi un trecător înveșmântat numai în straie scumpe. Să-mi încinc mai bine spada, să-mi răsucesc mustața și să calc mai țanțoși. Să mă placă cea mijlocie. A, iată-o, a apărut gătită de plecare. Hei, domniță, încotro? Și plăcut la înfățișare. Mă duc, mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica. De-abia aștept să mă vânt în iureșul polcilor și mazurcilor. Așa? Îmi dai voie să te însoțesc până acolo și să dănțuim împreună? Da, desigur. Cât de fericit aș fi să dansez cu el. Să mergem, dar să mergem. Să mergem. Frumoasă domniță, aș dori să-ți dăruiesc mărul acesta. Spune-mi, îți place? Și încă un măr de aur? Mai e vorbă? Dă drept o minunăție! Păi, mi-a scăpat din mână. Se rostogolește la vale. Prinde-l numai și al tău va fi, domniță. Da. Și desișul. Hei, mărule! Mărule!
Ce uși ferecate în aur și nestemate! Iar toate acestea, timor ale tale, domniță frumoasă, cu ochii verzi scântători, cu părți frunza stejarului, toamna, aleasa mea. Cine a grăit asta? Ce pucitanie! Cu barba de țap și urechi de liliac, fugi! Fii binevenită în împărăția vrăjitorului de pe toate trâmurile subpământene, cavalerul de la moară. Precum vezi, toate ți-aparțin și te poți plimba după voia inimii pe aici. Mai în cămăruța de colo din vârful turnului să nu intri, ca marnică pedeapsă te așteaptă. Înțelesul mai? Și acum te las. Mă duc la treburile mele! De 33 de zile mă plimb prin toată împărăția. Numai aici n-am intrat. Așa. Încă o treaptă, încă una și am ajuns. Care le-am întâlnit pe aici. Dar de ce oare sunt atât de triste? Bietele de ele. Ia, vrăjitorul, se întoarce. Uite să ies cât mai e vreme. Așadar, ai intrat și tu în turn. Am vrut numai... Așa? Arată mărul de aur. Iată. Acoperit cu pete negre. Semn că mi-ai călcat porunca. În pasăre trebuie preface. În rând mică. Nimănui nu-i va trece prin minte că eu, vrăjitorul supământean, m-am prefăcut acum în cerșetor. În sfârșit, iată și moara. Fie-mă milă și pomană de un piet cerșetor bătrân și orb. Faceți-vă pomană cu un codru de pâine și un bănuț de aramă. A, uite-o, a ieșit fata cea mică a morarului. Faceți-vă milă. Faceți-vă milă. Omule, omule, vin să-ți dau ceva de aleguri. Vreo haină de purtat, un ciur de făină. Da, da, îți mulțumesc, fată cu inimă bună. Și poate te îndura să mă ajut să ies din cetate, că sunt orb și nu știu pe unde să o iau. Bine, moșule, bine, am să te însoțesc. Dar ce ai în mână? Ce să am? Ia ca un măr. Ți-l tăruiesc. Ia-l. Mulțumesc. Un măr pare să fie de aur. Uite, ți-l tăruiesc. Ține. Mi-a scăpat. Mi-a scăpat. Unde o fi? Unde? Că nu-l văd. Stai că ți-l ridic eu, moșule. Nu te osteni. Hei, dar se rostogolește. Fuge, mărule. Stai. Moșule, rămâi aici că ți-l prind eu îndată. Stai! Oprește-te, măr năzdrăvan! Oprește-te! O prăpastie! Visez? Sau sunt trează? Pe ce tărâm al celor mai nespuse minunății mă aflu? Mărețe palate și ce limb
nimic, sunt fântânile. În împărăția bătrânului cerșetor pe care l-ai ajutat și care acum te răsplătește învrednicindu-te să fii soția lui și stăpâna slăvită a tot ce te înconjoară. Domniță cu părul bălai și ochii ca cel mai senin cer. Tu, nespus de urâți echipul, nespus. Păi da, vezi bine, eu sunt doar cel mai temut vrăjitor. Temut? Dar mie nu-mi e teamă de tine. Da. Rămâi dar aici și te plimbă unde poftești prin palatele mele. Iar fiindcă ești cea mai frumoasă dintre frumoase, uite, am să-ți dau voie să intri peste tot. Până și în turnul cel de colo, în care n-a avut încă parte să intre nimeni până la tine. A pierit. Bine că a plecat. Să mă duc în turn, să nu mă duc. Dar ce primejdii mă pot aștepta? Uite că am ajuns. Ce de păsărele! Și în colivii ferecate cu lacăte. Oare de ce? De ce? Dar cum? Niciuna nu ciripește, niciuna nu cântă. Mititelele! Hei, păsărelelor! De ce v-a venit glăsciorul? Uite acolo o păsăruică, poartă la gât un șirac de mărgăritărele. Mici pe potriva ei. Unde? Unde am mai văzut eu? Seamănă cu colierul Marisii. Ori visez, aud un cântec. E cântecul criziei care acum nu mai este. Nu cumva. Tu, păsăruico, ești chiar surioara mea, Crizia. Din minune în minune. O carte deschisă pe masă, să o cercetez. Te vrei să deschizi ce e închis? Firul de iarbă așează-l deasupra și spune: mândru ești, supus te poartă. Lacătai desfă-te poartă. Iată aici, între pagini, câteva firișoare de guruiană. Mă fi tocmai iarba fermecată. Mă voi încredința îndată atingând o colivie. Mândru ești, supus te poartă. Uite, uite, s-a deschis ușa coliviei. Să mai ating o colivie, încă una. Drăgălașele, s-au așezat cu minți pe fereastră, parcă ar aștepta ceva. Să vedem ce scrie mai departe. Dacă vrei să prefaci pe om în pasăre, învârte-te de trei ori pe călcâiul stâng și rostește: Egiu, begiu, samurate, două vorbe fermecate. Gura închide și să taci, pasăre să te prefaci. Iar te vei dori să schimbi pasărea în om, atunci să spui tocmai pe dos. Ce cuvinte ciudate! Abia acum îmi dau mai bine seama de cât folos mi-este învățătura slovelor. Ce m-aș fi făcut fără ajutorul lor acum? Și adică, dacă voi rosti aceste cuvinte de andoaselea, pasărele se vor preface într-adevăr în ființe omenești. Se va destrăma oare vraja ce le leagă? Voi izbuti să-mi revăț surioarele-mi dragi. Trebuie neapărat să încerc. Acum om să te prefaci, să vorbești și să nu taci. Două vorbe fermecate, egiu, begiu, samurate. Ia-te, uita, ce de fete și de flăcări. Irina, scumpa noastră surioară. Crizia, Marizia, Irina. Dragile mele surioare, iată-ne în sfârșit din nou împreună. Veniți, veniți să vă sărut. Tu ne-ai salvat viața, scumpă surioară. Nu numai surioarelor tale, ci și nouă. Trei flăcăi. Precum vedeți, suntem trei feciori, frați buni de o mamă. Și iată așa, dragi copii, se sfârșește basmul nostru de azi. Bine veți întreba voi, dar cei trei feți frumoși n-au luat de neveste pe cele trei fete frumoase? Că așa se cam întâmplă în basmele ce sfârșesc cu bine. Vezi, asta n-aș mai ști să vă spun. Căutați-i și întrebați-i mai bine voi. Eu, unul, știu să vă spun. Când s-a arătat mânios vrăjitorul, Irina a făcut ce-a făcut și l-a prefăcut într-un nor albăstrui care s-a topit spre noapte. Și asta, credeți-mă, tot cu ajutorul cărții sale fermecate.